ce te-a determinat să spui, da, provocării sunt celebru, scoate-mă de aici? E ceva nou. Am spus după anumite experiențe că le-am trăit pe toate, tot ce e greu și că nimic nu poate să fie mai greu. Se pare că n-am trăit chiar tot ce e greu. Urmează. Urmează. Adică mai sunt lucruri pe care trebuie să le trăiesc și să le învăț. Și mi se pare, repet, o provocare foarte interesantă. Chiar mă duc cu sufletul deschis, chiar mă duc cu bucurie. Sper să trec peste toate probele și, nu știu, peste... E un joc psihic din punctul meu de vedere și ține foarte mult de mintea ta. Și sper din suflet să fiu la fel de puternică cum mă știu. Totuși, un moment dificil pentru tine acolo, care crezi că ar fi? Un moment dificil, faptul că n-am cafea. Și nu am, nu știu, din când în când să vorbesc cu soțul și cu părinții mei. Da, să știu că sunt bine, că și ei să știe că eu sunt bine. Deci nu te deranjează că o să dormi pe niște scânduri, că o să ai mâncare limitată, că... Am dormit și mai la greu, adică e ok. Deci, n-am trăit în junglă, ca să înțeleagă. Am trăit, dar puțin timp. Nu, cred că peste toate lucrurile astea am trecut odată și nu mai... Mă rog, nu mi-era dor neapărat, dar chiar nu cred că îmi va fi atât de greu.